pilonul dumneavoastră și pentru că, într-adevăr, ora este înaintată, am cerut așa liber de la stăpânire până la ora 21:15. O să vă rog să-mi îngăduiți să vă vorbesc cu proxima ocazie la următoarea conferință despre Sfinții Închisorilor pe care o vom ține cu ajutorul lui Dumnezeu în București, despre Dumitru Bordeianu și despre cartea sa extraordinară Mărturii din Naștinea Disperării. Mărturisiri. Vă îndemn pe toți să o citiți, nu doar pentru că este cea mai bună radiografie sau cea mai bună cronică despre procesul educării, care, după cum bine știți, a început la Suceava, a cunoscut apogeul la Pitești și la Gherla și s-a încheiat foarte târziu, prin anii 63-64 la Iud, sub celebrul colonel Crăciun. Vă îndemn să o citiți ca să dobândiți din ea un folos duhovnicesc. Citind-o, o să înțelegeți cât de ușor este să te lepezi de Hristos, ce înseamnă să te lepezi și cum, de fapt, te poți chiar demoniza. Pentru că, o să vă spun doar două idei din ceea ce aș vrea să vă spun în seara asta, Bordeianu demonstrează, negru pe alb, că reeducarea de la Pitești și Gherla nu a fost un fenomen exotic. A fost un fenomen mistic, cum îl numește el, dintr-un motiv foarte simplu. El spune că la Pitești și la Gherla a fost o luptă duhovnicească, o confruntare, în care s-au înfruntat, pe de o parte, slujitorii lui Hristos, iar pe de altă parte, slujbașii satanei. Și, dincolo de datele pe care le oferă, el trecând prin toate procesele reeducării, mai blândă sau mai dură, sau din nou mai blândă, cum a fost la Aiut, povestește cum, în 1951, în momentul în care Țurcanu a intrat la Gherla, în camera unde erau cei care trebuiau să fie supuși reeducării, și le-a spus, am ajuns la concluzia că rămân nereeducați cei care și-au păstrat credința în Dumnezeu. De azi înainte, o să vă întrebăm cine mai crede în Dumnezeu și cine mărturisește că mai crede în Dumnezeu, nu are nimic, avem noi metode să vă facem oameni noi, pentru că ăsta era idealul comunist. Unul dintre ciracii lui Țurcanu, Zaharia, îl întreabă pe Dumitru Bordeianu dacă mai crede în Hristos. Și mărturisește că a simțit că i s-a încetoșat mintea, că i-a venit de undeva un gând pe care ulterior l-a identificat ca fiind de la diavolul și gândul îi spunea, așa să-i spunem șoptit, spune că nu te mai rogi. Și el doar atât a spus. Nu mă mai rog. Nu mai fac rugăciuni la Dumnezeu. Din momentul acela, nici nu a mai simțit nevoia de a se mai ruga și timp de 4 ani de zile a fost sub înrăurirea satanei. 4 ani de zile. 2 ani de zile n-a putut să se roage deloc. Nu mai simțea nevoia. Iar în următorii 2 ani a început să spună rugăciunea, dar spunea o rugăciune formală. Adică nu o spunea cu trăire, nu o spunea din inimă, ci numai rațional, din minte. Cum s-a vindecat? Nu s-a vindecat el, l-a vindecat Dumnezeu. Cum? Prin întâlnirea cu Gheorghe Jimboiu, un alt apropiat, un alt ucenic de suflet al Sfântului Valeriu Gafencu, care, în momentul în care l-a văzut la Gherla, a simțit că e ceva în neregulă cu el. Bordeianu mărturisește că duhul satanic din el nu-l lăsa nici măcar să privească în ochii lui Jimboiu.
nu putea să-i suporte pacea care izvora din el. Nu mai vorbim că Jinvoiu făcea efortul de a se apropia de el și demonul din el îl ținea la mare distanță. Bun, inițiativa i-a aparținut lui Gheorghe Jinvoiu, care într-o dimineață l-a luat de mână și i-a spus: frate, te văd bolnav, spune-mi ce ai pe suflet. I-a făcut Bordeleanu un soi de spovedanie. Jinvoiu l-a întrebat: bine, dar acum, cum te rogi? I-a spus, i-a mărturisit cu ce rugăciune să rugă, zice: da, te rogi bine, dar să știi că Dumnezeu nu-ți va primi pocăința, pentru că, de fapt, nu Dumnezeu te-a părăsit. Bordeanu se plângea că Dumnezeu l-a părăsit. Nu, nu Dumnezeu te-a părăsit, tu l-ai părăsit. Și ca să te primească înapoi, trebuie să te rogi cu lacrimi și cu căință, cu multă părere de rău. În noaptea de înviere, anul 1954, când au început să bată clopotele bisericii din Gherla, la un moment dat, în sufletul lui a simțit, urcând de la sine sentimentul ăsta al căinței, a căzut în genunchi în fața ferestrei, vedea pe fereastră cum veneau oamenii cu Sfânta Lumină, coborau spre casele lor, și a spus din toată inima lui: iartă-mă, Doamne, că m-am lepădat de tine, nu mai pot, am ajuns la limita deznădejdii. De ce era la limita deznădejdii? Pentru că mi s-a părut interesant că Părintele Milea a vorbit despre patima sau păcatul tristeții, al deprimării, da? Sau al deznădejdii, dacă vreți. Așa, cum s-a manifestat demonizarea în el? Dacă, spre deosebire de Țurcanu, Popa Țanu și ceilalți torționari, demonul din ei îi îndemna să-i schingiuiască permanent pe mărturisitorii lui Hristos, demonul din Dumitru Bordeleanu acționa altfel, acționa împotriva lui. Din momentul în care nu s-a mai rugat, a simțit crescând în el o frică irațională și continuă față de moarte. Acum era teamă că va muri, deși el trecuse prin procesul reeducării de la Pitești, când fusese mai mult de 4 luni bătut zilnic, la Pitești nu era frică că o să moară. Deci, dintr-o dată în el s-a trezit o frică a morții extraordinare și a mai avut o frică pe care nu o putea controla niciun fel, frica că va nebuni. Din momentul în care și-a cerut iertare, a simțit cum l-a cuprins un tremurat, ca la epileptici, cum a ieșit duhul satanei din el și cum în loc s-a reinstaurat, să spunem așa, Duhul Sfânt. Vă mulțumesc mult și ne vedem.